când a fost la medicul de familie? Acum 6 luni. Și pensiunea acum 6 luni câte luni? 14 cu 9. Mulți constanțeni nici nu vor să mai audă de alte spitale. La clinicile private beneficiază de consultație și tratament decent. În plus, haosul din unitățile de stat este doar o amintire. În primul rând, pacienții trebuie să știe că aici găsesc 24 din 24 un medic specialist de medicină de urgență. Urgențele sunt investigațiile și se fac gratuit, da? Pacientul este examinat gratuit. Ultima clinică privată a fost deschisă în Constanța încă de la începutul lunii decembrie. Pacienții se pot adresa medicilor de aici chiar și în cazuri de urgență, tot gratuit. Doar bolile foarte grave sunt trimise către Spitalul Județean Constanța. În acest centru multidisciplinar, pacientul în prima fază este evaluat clinic și paraclinic prin analize uzuale și în funcție de rezultatele obținute putem recomanda sau efectua un test de analize suplimentare. În această lună, bolnavii pot face un set de analize complet gratuit. Atenție însă, doar cei cu trimitere de la medicul de familie pot beneficia de acest lucru.